Astăzi se împlinesc 97 de ani de la primul pas care a făcut posibil visul românilor de a se uni într-un stat unitar și indivizibil. Prin votul sfatului țării, în 27 martie 1918, Basarabia era prima provincie românească care se unea cu România. Au urmat celelalte provincii românești, Ardealul, Crișana, Banatul, Marea Mureșul și Bucovina, spre sfârșitul anului fiind creată România Mare. Nu a fost un act de forță. Armata română, atât în Basarabia, cât și în Transilvania, nu a impus unirea cu armele, cum din păcate se spune și astăzi în anumite părți. Armata română a apărat unirea proclamată de popor împotriva celor care încă de atunci doreau această dezunire cu armele. În urma pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, URSS și-a arătat dorința de a ocupa Basarabia, făcând-o un an mai târziu când i-a despărțit pe românii basarabeni de patria mamă. Chiar dacă pactul a fost condamnat, consecințele sale nu au fost reparate. Trebuie spus că multă vreme nu s-a vorbit despre aceste uniri cu Basarabia, cu Bucovina, cu sudul Dobrogei, s-a vorbit numai de Transilvania și acolo trunchiată. Muzeul pe care am onoarea să-l reprezint de 35 de ani și a făcut o datorie de onoare de a reface aceste săli. Un sondaj realizat la începutul anului trecut la Chișinău a arătat că un procent de 25% din populația Republicii Moldova este de acord total cu unirea cu România, iar 54% dintre cei intervievați au declarat că acest lucru se poate realiza.